episod. În sfârșit mi-a ajuns barca și vreau să-i fac un unboxing, să o umflăm, să vedem cum arată și să vă spun câteva vorbe despre ea. Este un all-round marine Vario Pro 300 de 3 metri. Inițial îmi doream o barcă de maxim 2,40 de o persoană, s-o car ușor, însă m-am documentat mai mult și am luat în considerare unele păreri a unor pescari mai experimentați decât mine și cumva am ajuns la concluzia că merită să-mi iau din prima o barcă mai mare, pentru că oricum după ceva timp aș fi făcut upgrade la o barcă mai mare, o barcă pe care pot să-i pun un motor termic în cazul în care doresc să merg la o Dunăre, la un lac mai mare, la un bicaz, la pereurile mai mari din țara noastră, și atunci am zis să iau din prima o barcă mai mare, să fiu acoperit 100%. Desfacem barca, este o inovație acest model a celor de la All Round Marine, mai multe detalii vă dau pe parcurs. Aici am barca, acolo am podina de aluminiu. Am două vâzle negre, două băncuțe din carbon, o pompă de picior și barca. Aici ce mai am? Este ceva kit de reparație. Asta deocamdată e cazul. Am și o sacoșă de cărat. Un alt aspect important de care am ținut cont când am hotărât să iau o barcă mai mare a fost acela că acest model de barcă, Vario Pro 300, are doar 29 de kg la 3 metri, ceea ce o face mai ușoară decât alte modele, decât majoritatea modelelor, de fapt, chiar și de 2,40-2,60. Care sunt mai grele considerabil decât această barcă de 3 metri. Deci, greutatea a fost un factor important în alegerea modelului de barcă. Înainte să o desfac complet, o să-mi fac o idee despre cum a fost asamblată, strânsă, împachetată, ca să-mi fie mai ușor când va trebui să o împachetez eu. Înainte să o scot afară, am verificat să nu am chestii aici care pot distruge baloanele bărcii. Locul e curat, nu este niciun fel de pericol. Bun. E o barcă cu o chilă gonflabilă. Da, ziceam, are 3 metri. Și chestia inovativă pe care vă ziceam este că la acest model de barcă, cei de la All Round Marine au dat cumva oglinda mai în spate și asta o face să fie mult mai spațioasă înăuntru. Deci spațiul interior pe lungime are 2,17 m.
Da, la o lungime totală de 3 metri a bărcii, în spațiu interior are o lungime de 2 metri și 17 și asta mi se pare un aspect foarte, foarte important. Bun, hai să o umflăm. Și pompa de picior. Suflă aer și un orificiu prin care trage aer. Deci poți dezumfla barca, poți scoate tot aerul din barcă atunci când vrei să o împachetezi. Asta bagă. Barca am achiziționat-o de pe Marine Shop Fishing. O să vă las în descriere link-ul. Marine Shop Fishing și pe această cale vreau să-i mulțumesc lui Ciprian de acolo de la magazin care mi-a stat la dispoziție pentru orice informație, m-a ajutat cu tot ce a putut și sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Mersi Ciprian pe această cale. Așa că vă recomand și vouă acest magazin. Importă bărcile din Austria direct la producător. Și seriozitatea îi definește pe acești oameni. Bun, hai să vedem. Am să umflu barca cam la jumate din capacitate, după care să desfacem podina și punem podina. Podina de aluminiu. Dacă tot suntem la etapa de umflare a bărcii, haideți să vă arăt și sistemul supapei. Supapa asta are un sistem de blocare. Practic are un pin aici, cu un arc, iar prin apăsarea acestui pin permiți aerului să iasă afară din balon. Nu trebuie să țin neapărat mâna aici, pentru că dacă apăs pinul și răsucesc spre dreapta, rămâne pe poziția de blocat. Dacă răsucesc înapoi spre stânga și aduc pinul în poziția inițială, blochez din nou supapa și aerul nu mai iese afară. Cred că e un lucru important de care e bine să fiți la curent. Bun, am umflat barca aproximativ la 60% din capacitatea volumului ei. Hai să punem podina. Am o podină de aluminiu care e destul de grea. Are cam 20 de kilograme. Dar am ales podină de aluminiu. Inițial am vrut să iau podină gonflabilă, însă m-am gândit mai bine, pentru că pe viitor vreau să fac o modificare la podină, am ales podina de aluminiu. Nu vă spun încă despre ce e vorba, veți vedea în viitorul apropiat, sper eu. Bineînțeles că podina gonflabilă ar fi fost mult mai ușoară. Dar asta e. Compromisuri. Facem compromisuri.
Pescuitul este o branșă în care trebuie să faci foarte multă concurență. Mi-am dat eu seama. Bun. Astea cred că sunt bările pe care se va monta podina din aluminiu. Aici va intra podina din aluminiu de o parte și de alta. Să vedem. Trebuie să fie pe bucăți. Asta e vârful. Partea din față. Spate, cred. Patru, da, uite, sunt numerotate. 4, 1. Punem întâi placa de vârf. Podina din față. Din fața podinei cu vârful. Ordinea îmbinării plăcilor nu e 1, 2, 3, 4. Întâi se pune vârful, placa 1, după care placa 4, după care se pune placa 2, se îmbină cu placa 1, iar placa 3, să vă arăt mai de aproape, placa 3 trebuie adusă într-o poziție de îmbinare cu placa 2. Adică acum, dacă apăs pe ele, așa. Bun. Acum plăcile sunt îmbinate toate. Acum urmează să fixez podina cele două traverse pe lateral. Ca să fac asta, înainte de a face asta, e bine să pun o vâzlă sub traversă, sub locașul în care vine traversa montată. Am băgat vâzla tocmai ca să pot fixa această traversă exact perfect în locașul prevăzut. Iar pentru asta, această traversă trebuie să prindă cele trei plăci din spate, ultimele trei plăci. Vârful nu se prinde cu traversă. Hai să fac chestia asta. Prima traversă a reușit să trec podinele, plăcile podinei, toate trei a reușit să le trec prin șina traversei cu greu. Trebuie întâi prinsă cât de cât aici pe poziție, după care din partea asta trebuie fixată. Iau cea de-a doua vâzlă. Și o introduc sub barcă și pe asta, exact sub locul unde e prevăzută traversa. Bun. Să stea puțin saltată ca traversa să-și găsească locul mai ușor.
Se fixează un pic mai greu, dar... Cred că și pentru că mâna o are, barca nouă. Ambele traverse sunt acum fixate. Și de o parte și de alta. Acum că am fixat podina în traverse, scot buzlele. Și un fubar ca la capacitate maximă. Am aici și două cu de scurgere. Punem și pe asta. Vă ziceam că acest model a venit cu o inovație, că au mutat oglinda bărcii mai în spate pentru a avea mai mult spațiu interior. Deci barca asta la 3 metri are o lungime interioară, un spațiu interior de 2,17 m. Hai să vedem cum încap pe lung. Pot să mă întind și tot mai am spațiu. O barcă de 3 metri la 29 de kg fără podin. Se pare super! Hai să umflăm chila gonflabilă. După o chestie, când puneți vârful podinei, ea are o gaură, deci podina are o gaură în vârf. Pentru a avea acces la supapa chilei gonflabile. Pentru a o putea umfla după ce ai pontat podina. Nu aveam blocajul supapei pus și mi-a ieșit tot aerul când am scos pompa. Nimic, umflăm din nou, că din 7 pompe deja e sus chila. Bun. Vreau să o ridic să văd cum arată fundul bărcii. Chila în V. Această chilă gonflabilă ajută mult să tai valurile și la stabilitatea pe ape mai agitate. Așa arată fundul bărcii după ce am umflat chila. Practic e un tub gonflabil care îi dă forma asta de V. Se poate observa. Cred că se vede aici. Și dă forma asta de V fundului bărcii, centrului fundului bărcii și mă ajută să tai valurile mai bine și să am stabilitate. Lucrul pe care o să-l mai fac este să montez și vâzlele și băncuțele. Practic vâzla are aici un loc prevăzut. Vâzla are un
locaș rotund în care prin care se fixează în suport, se înșurubează înapoi dopul și atâta tot. Și aici iar se fixează. Asta e tot. La băncuțe, iar e destul de simplu. E fain că-s băncuțe din carbon și asta le face mai ușoare. Da, deci băncuțele au și ele loc special prevăzut, aceste șine. Ca să pot trage de balon spre băncuță. Hai să vedem, e suficient sau nu? Da, atât. Tot a fost suficient. Acum... Așa. Una. Procedez exact la fel și cu cealaltă. Hai să încep din partea asta. Nu, de fapt tot dincolo trebuie să încerc. Ăsta e balonul dezumflat. Așa că o introduc în partea cu balonul inflat la maxim. Și trec de partea cealaltă. Și apropii. Sunt ajustabile. Au șinele destul de lungi și atunci poți să jonglezi, să le ajustezi în funcție de nevoie. Da? Cam atât în acest episod. Voi reveni cu un nou videoclip în care voi arăta cum montez suportul pentru motor, unde voi amplasa suportul de sonar, sonda pentru sonar, bateria și celelalte accesorii, bazele, rail, blaza și ce mai e de făcut. Sunt foarte încântat de bărcuța mea. Îmi place foarte mult cum arată designul. Îmi place că e încăpătoare. Poți face doi pași din spate până în față. Voi avea loc să mă învârt cum am chef. Voi avea loc de scule, de năluci, de absolut orice. A, apropo, haideți să vă arăt ce mi-am luat. Sunt sigur că va fi de folos. E un sac waterproof de 20 de litri volum. El se rulează, se prinde. Am mica pe aici un rând de haine împăturat bine. Chiar cred că e o idee bună să ai așa ceva în barcă când ești pe lac sau te apucă, te prinde ploaia, să ții una alta, nu neapărat doar haine, poți ține telefonul și alte chestii care îți dorești să nu ia contact cu apa. Bun, deci da, sunt bucuros cu barca, îmi place foarte mult și culoarea, camuflajul ăsta. Și că e super, super încăpătoare. Mai am un pic de exersat cu montajul podinei pe traverse. Da, asta se... îți intră în mână cu timpul. Nu uitați, dacă vreți să aveți o experiență perfectă în achiziționarea bărcilor și a oricărui accesoriu pentru barcă, pentru pescuit, Marine Fishing Shop, vă las linkul și în descriere, aveți acolo pe site
un număr de telefon, puteți să sunați sau să scrieți pe WhatsApp. Ciprian vă va răspunde și vă ajută cu mare drag, puteți să aveți încredere. Vă îndrumă exact spre nevoile voastre. Dacă v-a plăcut și acest episod, dați un like, un subscribe, un comentariu. Țineți aproape, urmează, cum ziceam, un nou videoclip, tot despre această barcă. Un videoclip în care voi monta suportul motorului de bot, sonarul, bateria și tot ce mai rămâne de montat pe această minunăție de barcă. Țineți aproape, fire întinse și toate cele bune!